Vinja Felina Pallo prima i centri di organizzazione associata da Armonizzazione Romani Indipendenti di Serbia, in cadro evenimentului festivalul primăverii, dor de primăvară, dor Eminescu. Sperăm că o să devină o tradiție ca în fiecare an, deci să așteptăm împreună, așa zise, primăvara românească. Vă mulțumesc pe toți, vă doresc o distracție plăcută și vă simțiți bine. Îi dau cuvântul domnului Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Unității Naționale României de Serbia, să vă adreseze câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, vă doresc bine ați venit, domnule, bună seara. Iată, după o zi reușită care am trăit-o împreună, care ați fost acolo la Coștei, ne-am delectat cu un program foarte bine organizat, program cultural al celor mai tineri noștri elevi, din școlile noastre din Banatul Sârbesc, de aici. Și am realizat că avem un obiectiv comun de a păstra și că avem un viitor foarte luminos datorită celor copii minunați și datorită cadrelor didactice și părinților care le susțin în activitățile culturale. În continuare, doresc să mulțumesc organizatorilor, Dornel, toate cinste pentru organizare, a fost o zi foarte bună și vă doresc o seară plăcută. Mulți ani! Mulțumim pe cei de-a dat cuvântul domnului Traian Căcina, membru de executiv al orașului Dușeț și responsabil pentru cultură. Domnilor și domnilor, bună seara și vă doresc din startul distracției cât mai bună. Aș vrea să vă spun că numele orașului Dornicii pentru evenimentul de astăzi, orașul a susținut atât moral cât și material acest eveniment și suntem mândri de dumneavoastră. Chiar parola mi-a plăcut foarte mult care spunea vorbesc românește, sunt români. De data aceasta cineva numele orașului vorbește limba română, așa că este începutul acestei campanii, acestei idei. Vorbesc românește, sunt români. O seară plăcută la toată lumea! Deci mulțumim și înceapă muzica! Muzica are cuvântul. Bună seara și bine v-am găsit! Vă spune Veronica Vino, alături de colegii mei Ionel Drăgici și Vasile Borca și formația Bravo. Îmi dorim să salutăm pe toată lumea, pe organizatori, dar în special pe prietenii mei, pe domnul Dorinel Stan și pe soția lui Natalia Stan și pe toată lumea care este prezentă alături de noi. Vă dorim petrecere plăcută și bine ați venit la Valul Primăverii. Vă invităm la dans și la horă. Oh,
ai plecat. Înțeleg asta am crescut și am zăiat acasă, n-am nimic. Am plec să-i ori să sunt pământul, astăzi să sunt iubă săracu pântul. Inima curată, suflet bun, cu așa plecat aici la drum. Rădăcina mea aici rămâne, când voi bucura lumea și când mai am sunt.